a mea implicit, a echipei lângă care am marea plăcere să lucrez, este să dăm jos din politica românească omul de Neandertal. Istoria omenirii spune că acolo unde argumentul este o bâtă, până la urmă, după ceva timp, peste acel episod se așterne uitarea. Aș vrea ca din noiembrie încolo, împreună, să-i punem pe toți aceștia care nu știu altfel să facă politică decât răcnind, neavând idei sau suspinând în Parlament după ceea ce speră să poată avea, împotriva legii, să-i trecem în uitarea pe care o merită. În ultimele săptămâni am umblat prin toată țara și am văzut, de fapt, convingându-mă de ceea ce bănuiam că se întâmplă, cât de mulți oameni de bun simț există în România. Am pornit sceptic și astăzi, pe zi ce trece, sunt din ce în ce mai încrezător. Există o majoritate de oameni de bun simț care, din păcate, tac sau nu ies la vot pentru că înțeleg greșit ce se poate face în această țară. Tăcerea, lipsa deciziei politice la nivel individual, înseamnă să le dăm câștig lor. Ceea ce doresc să vă spun este că și pe seama noii republici, ieșirea la vot, simpla investiție de încredere în niște oameni care cunosc mult mai bine decât toți oamenii politici cu minusculă din această țară, ce înseamnă meritul și ce înseamnă să muncești, cred că acest lucru este posibil și datorită dumneavoastră. Și îi veți scoate la vot, pentru că aveți puterea de convingere, aveți capacitatea de a le arăta că se poate face și altfel politică în această țară. Pe onestitate, pe merit, pe credință, pe bună cuvință. Mai cred ceva, că sunt foarte mulți cei care așteaptă acest mesaj din partea noastră. Și sunt convins, vocea mea nu este singură. Sunt mulți cei care, antreprenori fiind, cu 10, 20, 30 de angajați, abia gâfâie și nu pot să-și facă treaba până la capăt, din cauza suprataxării din acest stat. Din cauza faptului că pe seama muncii adevărate, niciodată statul, un foarte prost contractor altminteri, nu reușește să le ofere minimul aer, minima libertate de a-și duce proiectele economice la bun sfârșit. Am văzut pe mulți asemenea oameni plângându-se de faptul că nu reușesc nici cum să-și pună în aplicare proiectele personale. Am întâlnit avocați care s-au plâns de calitatea actului de justiție. Am întâlnit medici care se plâng de felul în care este tratat actul medical. Am întâlnit profesori care se consideră aruncați în periferia societății pentru că văd ieșind în fruntea țării mai curând repetenții și nu premienții. Am întâlnit oameni de cultură care s-au săturat să bată la ușile mai marilor în speranța că ei vor înțelege ce înseamnă de fapt creație estetică. Am întâlnit oameni care mi-au spus în felul următor, indiferent de ce au dorit să facă în viață. Dacă eu îmi duc viața corect, de ce hoțul reușește să conducă această țară? Ce pot eu face? Și răspunsul meu este: faceți politică de dreapta, pentru că dreapta știe ce spune.
cred, spuneam, în majoritatea de bun simț a acestei țări. Și cred că este nevoie de un minim impuls ca ea să-și asume schimbarea acestei țări, a țării noastre, în ceea ce ne dorim cu toții să fie. Peste ani, când mă voi uita în ochii copilului meu, vreau să fiu sigur că la întrebarea pe care o va pune și care va veni, tu ce ai făcut ca să ne fie tuturora bine, vreau ca în acel moment să-i dau un răspuns și să-i spun: am fost foarte mulți, am fost împreună, suntem împreună, am reușit și iată ce am putut construi. Cred că sunteți cu toții conștienți de ce urmează. Lupta politică nu este deloc simplă. Dar înainte de a porni la luptă, trebuie să avem grijă de felul în care noi înșine suntem înarmați pentru această bătălie. Am să vă spun ceva. Cel mai greu în România este când ai de-a face cu mulți oameni inteligenți care vor să facă politică. Dreapta românească, fie că e vorba de perioada de dinaintea primului război mondial, fie că e vorba de perioada interbelică, fie că e vorba de zilele noastre, astăzi, este încărcată de oameni ca a căror inteligență este indiscutabilă și ale căror orgolii sunt pe măsura lor. Și dacă ceva rupe ideea de unitate și poate fi coroziv la adresa coerenței noastre politice, sunt orgoliile. Apelul meu către dumneavoastră, și pe care îl voi face și către toate celelalte partide cu care mă voi întâlni de acum încolo, este: nu contează aici orgoliul personal, contează scopul pe care îl avem cu toții, acela de a ne uni pe seama unei platforme unice de dreapta și de a intra în alegerile din toamnă câștigându-le. Acolo nu există orgolii. Vă sunt alături și sper, domnule președinte Neamțu, să ne regăsim alături în toate zilele care urmează până la alegerile din toamnă și după aceea să fim împreună în interiorul aceleiași mari construcții politice. Vă doresc succes și sper din tot sufletul că ne vom revedea iarăși foarte curând, de data aceasta, în țară. Voi veni către dumneavoastră. Vă mulțumesc!